tot mai multe persoane care vor să se lasă de fumat își pun speranțele în țigările electronice care au invadat piața în ultimii ani. Specialiștii atrag atenția că acest dispozitiv nu reprezintă un substitut pentru țigările clasice în condițiile în care menține dependența. Țigara electronică este una dintre cele mai noi metode, să spunem. Ea se bazează pe un dispozitiv care seamănă foarte bine cu țigara și deci înlocuiește, să zicem, suplinește reflexele și tabieturile odată cu fumatul, gesturile, reflexe și repetitive. De asemenea, înlocuiește sau aduce un aport de nicotină, care este principalul element care creează dependența. Poți renunța fie reducând treptat numărul țigărilor, fie renunțând dintr-o dată la ele. Foarte important este să conștientizezi beneficiile renunțării la fumat și să-ți faci un plan informat, iar apoi să treci la punerea lui în practică. Această țigară electronică nu este complet inofensivă. Ea trebuie doar folosită pe o perioadă scurtă, de câteva săptămâni sau maxim câteva luni, ca și tranziție între starea de dependență de țigară, de nicotină și starea de independență, să spunem, de pacient sănătos, din punctul ăsta de vedere, pentru că aceste substanțe alăturate cu nicotina sunt și ele nocive în final. Dacă ne referim la avantaje, țigara electronică nu îl expune pe nefumător la fumatul pasiv și taie foarte mult din numărul de substanțe toxice inhalate prin fumatul unei țigări clasice. Însă, chiar și așa, țigara electronică nu este o soluție pe termen lung.